Parisului ar fi fost îndreptat spre Rue de Saint-Antoine. Populația a perceput aceasta ca pe o amenințare și a protestat în fața Bastiliei, care în secolul al XVIII-lea servea ca închisoare politică. Fortăreața era privită ca un simbol al absolutismului și mai presus de toate un simbol al monarhiei autocratice franceze. Pe 14 iulie 1789, mulțimea furioasă a pornit pe străzile Parisului, îndreptându-se spre Bastilia pentru a ocupa fortăreața și pentru a pune mâna pe muniție. Mulțimea a eliberat restul prizonierilor închiși în Bastilia, deci nu erau decât 7 deținuți și niciunul dintre aceștia nu era prizonier politic, iar 4 dintre ei fusese închiși pentru falsuri. După cucerirea fortăreței, pe 16 iulie a fost inițiată de demolarea acesteia. Unele dintre pietrele de aici au fost folosite apoi la construcția podului peste Sena, Pont de la Concorde. La 3 luni după căderea Bastiliei, familia regală franceză a fost mutată de la Versailles la Paris. Mai târziu, Ludovic